Elevii și profesorii liceului Calistrat Hogaș din municipiul Piatra Neamț au organizat un seminar IT, ce a avut ca temă conceptul Digital Natives și Digital Immigrants, precum și discrepanțele ce apar între cele două generații. Denumirile au fost găsite de Mark Prenskey și atribuite noilor generații ce s-au născut și s-au adaptat într-o societate puternic digitalizată, precum și generațiilor mai vechi, care nu au avut acces în tinerețe la industria IT și nu au reușit să se adapteze noilor tehnologii. La seminar au fost prezenți numeroși elevi interesați de temă, precum și de informațiile cu privire la cariera în IT. Seminarul a cuprins, pe lângă filmulețele informative, și discursuri ale oamenilor care activează în industria IT. La seminar a luat parte și un reprezentant al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț, care a explicat adolescenților rolul IT-ului pe piața muncii din România. Elevii au fost interesați de informații de prezentate și nu exclud ca pe viitor să-și construiască o carieră în IT. Conceptul Digital Natives, Digital Immigrants a apărut ca o observație a dificultăților apărute în învățământul modern. Tocmai de aceea este important ca astfel de seminarii să aibă loc și în același timp cele două generații să poată micșora printr-un dialog interactiv distanța din punct de vedere al cunoștințelor acumulate în informatică. România totuși rămâne în felul în urmă acest punct de vedere. Ea a generat oameni de calitate, dar care lucrează în altă parte. Noi aici mai puțin, noi cred că mai mult importăm software decât exportăm, deci în acest punct de vedere nu știu ce măsură am putea neapărat să ne lăudăm cu acest domeniu. Ca să vin și cu ceva pozitiv, unde ar trebui să poate să contribuim într-un fel și unde generația tânără nativă ar putea să compenseze folosind același mediu digital acest lucru că și o să pun poate întrebări mai puține, pentru că sunt multe lucruri relativ înapoi, relativ ușor de digerat sau puțin de data digerate, putem observa că s-a modificat într-un fel și partea de distribuție a conținutului. Acum, conținutul este foarte democratizat. Nu mai sunt, știu și eu, mari enciclopedii sau mari universități care sunt singurile care pot să-și dea precurs într-un domeniu. Acum, oricine are o idee, poate să contribuie la ceva, probabil și cu toții cunoscută Wikipedia. Wikipedia este o enciclopedie foarte interesantă pentru că este făcută de absolut oricine. Oricine din noi care găsește o eroare undeva poate să o corecteze. Oricine are o idee nouă, nu chiar o idee nouă, o idee care poate fi susținută, la acest punct de vedere, poate să o completeze acolo. De ce spun nicio idee nouă? Pentru că Wikipedia nu admite cercetare personală. Deci acolo, fiind o enciclopedie, trebuie să descriem ce se înțelege științific la un moment dat pentru domeniul pe care îl descrie. Dar este un domeniu în care, iarăși, România stă foarte slab. Deci, dacă ne uităm, Wikipedia englezească are de 10 ori mai multe articole, poate mai multe 10 ori ca număr de articole decât cea românească, articole care sunt mult mai dezvoltate decât cele românești. Asta este undeva o rușine pentru noi, pentru că, practic, ar trebui, tot ce trebuie să facem este să traducem, pur și simplu. Cel din engleză se traduce și se pune în pagina românească. Nu trebuie cerut de dreptul de autor, pentru că toate articolele de acolo sunt sub licența Creative Commons, deci o licență care permite reutilizarea acelor informații de către oricine, în orice scop. Deci nu este un efort semnificativ să mutăm niște informații de acolo și în acest fel învățând. Pentru că în momentul în care traducem ceva, fatalmente și trebuie să înțelegem, pentru că traducerea niciodată nu se poate face fără să înțelegi cât de cât domeniul. Așa am ajuns eu dintr-un aproape pătaș la limba engleză, am ajuns elevul din nota 10 pentru că a trecut la studiul englezei tehnice, unde faptul că știam ce e vorba acolo mă făcea mai mult traducător decât profesorul de limba engleză. Deci iată un sistem prin care putem învăța pur și simplu ajutând și pe alții traducând informații care sunt. Deci în momentul în care aveam și o clasă, aveam două clasă de tematică, poate fi o chestiune interesantă ca temă să traducem informațiile de acolo și să le punem în Wikipedia, încât să creștem și pe alții care pot să acceseze informațiile respective românești din Wikipedia. Deci, cum spuneam, partea aceasta digitală vine cu avantaje și cu dezavantaje. Trebuie să încercăm să creștem avantajele și să încercăm să controlăm un pic dezavantajele pe cât se poate. Industria IT în România este în continuă creștere. Într-adevăr, trebuie filtrate informațiile care sunt găsite pe rețelele de socializare, pe mijloacele de informații de pe internet, fiindcă nu totul este bun și, până la urmă, asta este ce contează cel mai mult pentru voi, să reușiți voi să faceți un discernământ și să reușiți să filtrați aceste informații. Este important să obțineți și acreditări, deși vă spun sincer, în industria IT, eu când am fost la angajator, am fost angajat mai mult sau mai puțin.
pe certificările pe care le-am avut. Da, într-adevăr, IT-ul este genul de industrie care angajează freelanceri. Este genul de industrie în care freelancerii pot trăi. Dezvoltatorii de aplicații, acum care fac aplicații pentru Android, pentru orice alte chestii, sau graficienii care fac chestia asta, câștigă destul de bine, dacă sunt destul de talentați. Dar industria IT are nevoie și de profesioniști cu diplome. Și este important, dacă vreți să continuați în cariera asta, dacă ați vrea să vă faceți un viitor în cariera asta, care are de oferit destul de multe beneficii, este important să vă concretizați și studiile. Vă mulțumesc frumos pentru invitație. Mă numesc Olena Munteanu și sunt de profesie psiholog. Lucrez în cadrul serviciului de consiliere de la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, adică la acel birou la care intră cel puțin o dată fiecare șomer pe perioada șomajului. Împreună cu fiecare șomer în parte, trebuie să stabilim un profil aptitudinal, un profil profesional, un profil ocupațional, astfel încât fiecare șomer să reușească să intre pe piața muncii. Astăzi sunt în fața dumneavoastră pentru a vă vorbi mai degrabă de, zic eu, greutățile pe care le întâmpină generația dumneavoastră pe piața muncii și din cauza necunoașterii sau nefolosirii așa cum credem, necorespunzător a calculatorului. Cunoaștem cu toții că apariția și dezvoltarea calculatoarelor a fost o adevărată revoluție în societatea umană și o primă mare consecință, credem noi, că a fost tranziția de la o societate puternic industrializată la una puternic informațională. Astfel încât cam toate firmele astăzi, de la cele care lucrează, știu eu, întreprinderi mici, mijlocii, hale, simplu comerț și până la birouri, munca de birou, presupun calculatoarele. Angajatorii vin la noi și solicită pe lângă diferite competențe, diferite profesii pe care le-ați dobândit sau nu, obligatorii și cunoașterea calculatorului. Până acum, noi de ceva ani și de, cred că de mai bine de 10 ani, organizăm cursuri gratuite de operator calculator pentru cei din șomaj și nu ne-am adresat cu precădere generațiilor dumneavoastră, gândindu-ne că vă descurcați, că sunteți o generație care a crescut cu calculatorul în casă și am și remarcat de altfel că s-au înscris în principal persoane de peste 30 de ani. De vreo 2 ani încoace, în schimb, am realizat că, trimițând generațiile tinere la locuri de muncă, foarte mulți nu au reușit să treacă interviul pentru că nu cunoșteau calculatorul. Știți să stăpâniți foarte bine Facebook, YouTube, umblați și pe Google, dar ca să lucrați efectiv, nu știu, măcar în ordine, Excel, să fiți designer de pagini web sau altceva, nu. Și atunci aceste cursuri au început să fie orientate și către generațiile mai tinere. Încercăm să facem și alte cursuri cu deschidere mai mare către dumneavoastră pe aceste domenii. Menționez că orice profesie veți îmbrățișa la un moment dat, va trebui să știți calculatoarele. Eu mi-am făcut aici o listă, n-am de gând să o citesc neapărat, sunt câteva domenii măcar în care știm foarte bine că nu se poate fără calculator. În medicină știți bine că există intervenții chirurgicale sau intervenții, diagnosticarea se face tot cu ajutorul calculatoarelor. Medici de familie, de exemplu, au toată evidența pe calculatoare, astfel încât și dacă ați dori să fiți o simplă asistentă sau un asistent la un cabinet medical, trebuie să accesați un calculator, să recuperați o rețetă. Știți bine că farmaciile sau analizele de laborator, toate se fac pe computer. Nu mai discutăm de mediul de afaceri sau de economie. Foarte mulți absolvenți de studii superioare în economie vin la noi și solicită câte un curs de contabilitate asistată pe calculator, pentru că de foarte multe ori nu se descurcă. Eu, ca psiholog, ani de zile am fost împotriva calculatorului. Cred că am fost ultima persoană din agenție care a acceptat un calculator pe birou. Am militat întotdeauna pentru relațiile face-to-face, pentru discuțiile față-în-față și directe, pentru a avea un feedback imediat. Poate și pentru faptul că am avut întotdeauna nevoie să citesc pe fața celui din fața mea orice din ceea ce îi spun eu. În schimb, am realizat că nu se poate fără calculator, pentru că veneau diferiți șomeri la noi și dacă n-aveam măcar
cunoștințele sistemului în care lucrăm noi, în cadrul agenției noastre, pe un simplu CNP, să găsesc informațiile despre acea persoană. Astfel încât a trebuit să învăț și eu să lucrez pe calculator destul de bine, mai ales că în ultimii ani nu mai există decât arhive electronice, bănuiesc că sunteți la curent cu faptul că și cărțile de muncă sunt în sistem informatic, că și contractele de muncă se fac online, că nu mai există arhivari în nicio unitate bugetară. Deci, cred că ar trebui să acordați o importanță maximă în pregătirea aceasta, pentru că doar simpla cunoaștere, așa cum o faceți în general, numai prin socializare și comunicare, nu e suficientă. Sigur că noi apreciem și rolul calculatorului, știm că nu e doar numai de dicționare, enciclopedie, știu, biblioteca virtuală, ci și la nivel de cunoaștere aprofundată, ca să nu puteți găsi un loc de muncă corespunzător. Precizez încă o dată că la ofertele care vin la noi de locuri de muncă, există această cerință, cunoașterea calculatorului și utilizarea lui foarte bine. Ne-am acreditat ca centru ECDL și organizăm și examene pentru competențele digitale. Ce este ECDL-ul? Este un standard recunoscut internațional în 148 de țări de certificare a competențelor IT. De ce sunt necesare aceste certificări IT? În primul rând, pentru a vă îmbogăți CV-ul, pentru a putea ocupa un loc de muncă într-un anumit domeniu legat de competențele digitale, pentru elevii care termină clasa 12-a, își pot echivala examenul de bacalaureat cu ECDL-ul, pentru cei care doresc, care sunt studenți și au în facultate examene de tip TIC sau informatică, unele facultăți le echivalează și aceste examene și mai departe, ca angajat, vă oferă posibilitatea de a vă angaja într-un domeniu în care utilizați aceste competențe TIC. Mihai, iată-ne aici pe bancă la Calistrat Hogaș, la un liceu, la care tocmai a fost această campanie de informare, aș putea să spun, Digital Immigrants, Digital Natives. Ce părere ai avut despre copii, despre ce s-a vorbit? Ce să spun? Mulțumesc pentru invitație, în primul rând, și ție și doamnei profesoare. Inițiativă bună să încercăm să discutăm cât mai multe lucruri, cât mai să prezentăm opinii și păreri cât mai diferite, pentru că până la urmă suntem într-o societate complicată în care trebuie să căutăm cât mai multe alternative, cât mai multe oportunități și debușee. Și aceasta se poate face cel mai bine aflând diverse opinii care pot să te ajute să găsești și o să vezi poate cu toate lucrurile un pic diferit decât le-ai vedea în mediul cu care ești obișnuit. Deci asta e un lucru care ar trebui, zic eu, răspândit și repetat, pentru că părerea mea că suntem poate prea izolați în propria zonă de confort apropo de informații și de relații sociale, și cu cât ne adunăm mai mult și ajungem să discutăm mai mult și să vedem perspective diferite, ne putem învăța mai bine pe cel mai trăim până la urmă și cam ce ar trebui să facem ca să ajungem să o îmbunătățim. Da, vis-a-vis de acest subiect, crezi cumva că imigranții digitali sau generațiile mai vechi ar avea de învățat de la copii și viceversa automat, că asta este sistemul, dar crezi că și invers este posibil și adulții au de învățat la copii în acest domeniu? Indubitabil. Deși mulți am văzut că în loc să învețe, pun copilul să facă, așa ajung disperați când a plecat copilul în străinătate la lucru și nu mai știu cum să ia legătura cu el. În acest punct de vedere, este undeva o prăpastie greu de trecut. Multă lume, mai ales în cei mai în vârstă, manifestă oarecare reticență în a învăța folosirea echipamentelor mai moderne. Și din această cauză se lipsesc de
multe lucruri la care aceste tehnologii moderne pot să-i ajute. Din fericire, acest prag este din ce în ce mai trecut, pentru că tehnica a evoluat destul de mult și ajung echipamentele să fie atât de ușor de folosit, încât să nu mai fie foarte mari diferențe față de utilizarea unei simple cărți. Mă refer la cunoscutele tablete și telefoane inteligente, care încep să fie din ce în ce mai răspândite, nici nu mai sunt niște costuri majore, nu mai sunt timpurile în care trebuia să aloci câteva salarii lunare ca să-ți cumperi un calculator. Acum sunt și comode, și ieftine, și intuitiv de folosit. Deja sunt folosite de copii de câțiva ani și, fatalmente, și de adulți. Și, în acest fel, poți să aibă acces la acest domeniu fără să mai trebuiască un efort foarte mare pentru a înțelege utilizarea lor, efort care era necesar la echipamentele de generațiile mai vechi. Da, acum, în încheiere, te-aș ruga, așa, după imaginația ta, după cum consideri tu, să dai un sfat către imigranți și către nativi. Un sfat util pentru acest domeniu IT. Ce să spun? Pentru imigranți, să încerce să găsească și alte utilizări decât simple înlocuire ale lucrurilor care sunt cunoscute. Pentru multă lume, chiar de discuție mai devreme, cu o familie care a folosit calculatorul ca să-și aducă și o muzică populară sau ce-i plăcea, ce satisfacție avea din mediile clasice. Sigur, rețelele permit acces la mult mai multe informații de această natură, dar ele oferă, cum spuneam, mult mai multe lucruri decât acestea. În principal, oferă posibilitatea să compenseze un pic ceea ce spuneam că probabil ne lipsește în mare parte, discuțiile și schimburile de păreri cu cei din care au alte opinii și alte puncte de vedere, pentru ca să ajungem să ne înțelegem până la urmă cu toții ca o societate. Pentru nativi, să încerce să extragă și ceva din ceea ce aveau cei care nu au crescut cu calculatoarele, și anume încercarea de a căuta, de a vedea lucrurile, de a căuta adâncimea lucrurilor. Deseori, tehnica modernă permite acces, cum spuneam, la enorm de multe informații și permite să găsești foarte repede informația gata, disecată, obții exact rezultatul de care ai nevoie. Fără să ai idee cum s-a ajuns la el, de ce este așa și nu este altfel, asta este o chestiune riscantă, pentru că deseori ceea ce este prezentat ca rezultat să fie de fapt ceva cu totul eronat. Și faptul că îți lipsește câteodată o înțelegere a adâncimea unui domeniu duce la incapacitatea de a decela între un rezultat corect sau rezonabil cel puțin și un rezultat pur și simplu scos de undeva din burtă și care nu te ajută absolut cu nimic, dar poate că ar putea să te încurce. Da, cam atât. Mulțumesc, Mihai, pentru participare și în această ediție a emisiunii IT Zone. Dragi telespectatori, concluzia principală despre digital immigrants și digital natives ar fi ca atât voi, cei care știți că sunteți nativi, care v-ați născut cu calculatoarele acasă, și atât cei care ați încercat să vă adaptați sau încă nu v-ați adaptat noilor tehnologii, ar fi să discerneți ce e bun și de la generația tânără.